Bună seara, bun găsit la Sport. FC Universitatea a terminat la egalitate, scor 0-0, partida susținută duminică seara la Severin în compania echipei ASA Târgu Mureș. Oltenii au ratat șansa de a ajunge din nou pe podium, însă păstrează în continuare șanse de a promova la finalul stagiunii. Vecine în clasament, cele două formații au prestat un joc sărac în ocazii de poartă. FC Universitatea Craiova a avut mai mult posesia mingii, însă nu a reușit să desfacă apărarea bine gândită de Sabău. Oltenii au fost periculoși doar la fazele fixe și prin șuturi de la distanță. De altfel, cea mai mare ocazie a jocului de la Severin a venit în minutul 69, în urma unui trasor a capitanului Mădălin Ciucă de la 30 de metri, care a lovit transversala. Stoianov a fost pe fază și a înscris, însă reușita a fost anulată pentru offside. O altă ocazie notabilă a avut și veteranul Cornel Frăsineanu, însă șutul centrare a fost respins de portarul Târgu Mureșului. Craiova a jucat finalul în 10 oameni, deoarece AK a ieșit de pe teren accidentat în minutul 88, iar juveții nu mai aveau dreptul la nicio modificare. Egalitatea numerică a fost restabilită la doar 2 minute, după ce Danchia a primit al doilea avertisment. În urma acestui egal, echipa patronată de Adrian Mititelu acumulează 17 puncte și s-a îndepărtat de prima poziție ocupată în prezent de CSU Craiova, care are 24 de puncte. Patronul craiovean spune însă că echipa sa păstrează șanse reale la promovare, deoarece a acumulat puncte cu echipele care vor intra în play-off. Suntem pe locul 2 în clasamentul adevărului, să zic așa, în clasamentul care contează, și este un început de drum. Mai avem încă 3-4 meciuri foarte importante în această toamnă din returul care urmează și eu zic că dacă reușim să câștigăm următoarele 2-3 meciuri, vom avea o iarnă destul de optimistă. Din acest an se va promova în prima ligă în urma unui play-off la care vor participa primele 6 echipe, respectiv 7 din cele două serii. Câte două formații din fiecare serie vor accede în prima ligă. Tabăra olteană nu a fost mulțumită cu remiza obținută în fața ardelenilor. Nicolo Napoli și jucătorii s-au arătat extrem de indignați de stilul ultra-defensiv gândit de cei de la ASA Târgu Mureș. La finalul jocului cu ASA Târgu Mureș, Nicolo Napoli s-a declarat deranjat de maniera defensivă pe care a pregătit-o omologul său, Ioan Ovidiu Sabău. Italianul s-a plâns că oaspeții nu au ieșit deloc la joc și că s-au apărat tot meciul. De asemenea, avea și un semn de întrebare dacă a fost offside la golul anulat lui Stoianov. Cred că a venit aici, s-a pus sub două linii, 5-4, 5-5, nu știu, alternava metodul tactic. Avevamo un po' di spazio, abbiamo cercato di creare azione per fare gol, abbiamo creato 5-6 occasioni, ma se non facciamo gol abbiamo preso due barre, abbiamo cercato, abbiamo fatto gol, dice che era offside, io non so se era offside, Stoianov, Baird era sicuro, sotto offside, non so se Stoianov andiamo shootato, era in fase di offside, ma... Asta e football, se nu se face gol, nu se castigă meci. Și jucătorii s-au plâns de jocul italienesc prestat de ASA Târgu Mureș. Veteranul Cornel Frăsineanu și-a adus aminte de celebra tactică a lui Sorin Cârțu. S-au apărat bine, au jucat cu 5 pe fund, cum juca nea Sorin înainte. A băgat autocarul în poartă, să zicem. Am avut ocazie să înscriem, dar asta este viața, mergem înainte și... Sperăm, trebuie să câștigăm săptămâna viitoare acasă cu Satu Mare. Campionatul este lung și sper să ne revenim cât de curând și să fim acolo unde ne este locul să intrăm în divizia. De partea cealaltă, Sabău era de părere că rezultatul este just pentru ocaziile avute de cele două combatante. Un rezultat echitabil, un joc... cu ocazii puține și de o parte și de cealaltă. Un joc controlat de Craiova în jumătatea proprie cu o posesie, dar fără ca să ne pună mari probleme, fără să verticalizeze. Scopul nostru a fost acela să câștigăm, ne-am pregătit să câștigăm, dar cu o echipă care se apără foarte bine și să surprindem prin contraatac, cunoscând foarte bine ceea ce fac ei, unde sunt vulnerabili și ce trebuie să facem. Sigur că n-am reușit în prima repriză 3-4 mingi recuperate, contraatac, dar ultima pasă greșită. A doua repriză am avut, într-adevăr, două situații bune de a înscrie. Au avut și acea bară a lui Ciucă, dar până la urmă consider că este un rezultat
echitabil. Prezent la joc, antrenorul celor de la Dinamo a felicitat evoluția fostului său coleg Cornel Frăsineanu și considera că Universitatea Craiova merita să câștige. Cred eu că până la urmă cei care suferă sunt gazdele, pentru că, din punctul meu de vedere, meritau să câștige. Chiar dacă nu au fost situații clare, au dominat echipa oaspete. Sincer, vreau să-l felicit pe Cornel Frăsineanu, pentru că la această vârstă, credeți-mă că arată ca și când ar fi la 20 de ani. Păcat că n-a reușit să-și înscrie, pentru că zic eu că determinarea a avut. Dar asta este fotbalul. FC Universitatea Craiova va evolua sâmbăta viitoare în prima etapă a returului, tot la Severin, adversar fiindu-i Olimpia Satu Mare. Dacă la vârful clasamentului minerul Mehedinți își betonează de la o etapă la alta poziția de lider, între echipele care încheie podiumul este permanent o mișcare browniană. Dunărea Gruia a fost învinsă de ASE Drobeta și a cedat locul secund formației severinene. Runda a noua a campionatului Ligii a patra, disputată în weekend, a fost la îndemâna celor trei formații care se bat pentru supremație la Mehedinți. În derbiul etapei, ASE Drobeta a reușit să pună mâna pe toate punctele din deplasarea de la Dunărea Gruia. Severinenii au deschis scorul prin Gabriel Doman în minutul 17. Gazdele nu au avut replică și mai mult, portarul a mai scos mingea din plasă de două ori în urma execuțiilor lui Robert Sârbescu din minutele 72 și 77. Golul gruienilor a venit târziu în minutul 85, însă a contat doar la statistică. În urma victoriei, ASE Drobeta a trecut pe locul secund, ocupat înaintea etapei de adversara de duminică. Peste Dunărea Gruia a trecut și Phoenix Izvorul Bârzii, care s-a impus cu 3-2 pe terenul celor de la Agromec și Mian. Echipa din fruntea clasamentului, Minerul Mehedinți, a reușit un nou joc foarte bun în dificila deplasare de la Baia de Aramă. Minerii au bifat a noua victorie stagională și par să nu aibă adversar capabil să le pună probleme în campionat. Iată rezultatele etapei a noua. Podiumul Ligii a 4-a este compus din Minerul Mehedinți, 27 de puncte, ASE Drobeta 19 și Phoenix Izvorul Bârzii 19 și un joc mai puțin. La polul opus, Cladova Severin 6 puncte și Viitorul Cujmir 5 sunt formațiile care încheie clasamentul. Atât din sport pentru seara aceasta, cu alte amănunte din sportul mehedințean ne revedem și mâine. Sunt Claudia Șontea, un început de săptămână minunat să aveți!